Barajul, ultima șansă de supraviețuire pentru handbalistele Ploieștiului. Acesta se va desfășura în perioada 2-4 iunie la Sibiu. CSM Ploiești va juca împotriva a două echipe din divizia, plus una dintre Vâlcea și Constanța, iar cele mai bune două formații vor evolua și sezonul viitor în prima ligă. Echipa ploieșteană are în continuare emoții după ce a pierdut și al doilea joc disputat pe teren propriu. CSM-ul a fost învinsă 29-30 de HCM cu Vâlcea în meciul cu numărul 3 din grupa de play locurile 10-12. Ca și la egalul cu Neptun, defensiva a reprezentat punctul slab al echipei antrenate de Mircea Anton. Apărarea n-a fost pe aceeași linie cu atacul, iar când și ofensiva a clacat, sportivele Simonei Gogârlă s-au distanțat pe tabelă. Jucătoarele CSM-ului au reușit în ultimele trei minute să marcheze de patru ori consecutiv, având un handicap de 5 goluri. În ultimele secunde, oaspetele au avut atacul. Curteana a recuperat mingea, dar șutul ei n-a schimbat tabela care afișa rezultatul final favorabil vâlcencelor. Asta înseamnă că râmnicul Vâlcea se poate salva dacă câștigă indiferent de scor împotriva lui Neptun Constanța. Dacă se întâmplă acest scenariu, Neptun și CSM Ploiești vor juca la barajul programat săptămâna viitoare alături de HCM Buzău și HC Alba Sebeș.